7-7 de ani pe care i-am trăit, i-am trăit cu cinste, cu muncă, cu îndatoriri. Cu bucurii și necazuri, dar mai ales cu bucuria muncii mele împlinite. Nu-mi pare rău de ce mi s-a întâmplat în viața asta, că am renunțat la multe ca să repet mult timp, ca să fac gimnastica necesară trupului meu, ca să fie vioara necesară exercițiului dramatic la care era supus. Și cred că am făcut bine. Altă cale n-aș fi găsit pentru bucuria și rezolvarea vieții mele. Chiar dacă mi s-ar da o viață de la început, cred că tot așa aș face. Așa că nu-mi pare rău nimic din ce am făcut și la 77 de ani mă simt mulțumit. Foarte mulțumit. Și împăcat cu toate. 31 ianuarie 1937. Se naște la București cel ce avea să ajungă marele actor român Marin Moraru, într-o familie modestă. Tatăl lucra la CFR ca vopsitor de vagoane, iar mama era casnică. Mai are două surori care au îmbrățișat profesii diferite de ale marelui actor, una medic, iar cealaltă profesoară de limba română. Copilăria și-a petrecut-o în cartierul Rahova. Cea mai fericită perioadă din viața sa a petrecut-o în copilărie și își amintea cu mândrie de trotineta cu rulmenți. Mai târziu a avut și bicicleta Mövi, ceea ce în cartier era extraordinar. Își amintea cu drag și de jocurile copilăriei, de hoțoaica și fructele furate din copacii vecinilor. Nici penuria de alimente din al doilea război mondial nu a uitat-o. Clasa a 5-a a urmat-o la liceul Mihai Eminescu, clasa a 6-a la liceul Matei Basarab. După divorțul părinților, Marin Moraru se mută cu tatăl său la Grivița, iar sora sa rămâne în grija mamei. Clasa a 7-a a urmat-o la liceul Aurel Vlaicu. Școala era în apropiere, peste Grivița, și spunea cu mândrie că semăna cu tatăl său ca două picături de apă. Tatăl său era oltean, din Strehaia, fugit la 14 ani de acasă, la București, din cauza sărăciei și care mai târziu s-a angajat la CFR. Pe Marin, băiatul său l-a dat la școala medie tehnică de construcții căi ferate pentru a învăța o meserie, să întrețină calea ferată. După terminarea școlii, este repartizat la Brașov, unde a stat mai bine de un an. Meseria sa era cea de ajutor de picher la căile ferate. Picherul era cel care avea în grija sa o echipă de întreținere de căi ferate. La numai 17 ani a făcut un rol de compoziție, Kalina Ivanovici, un bătrân, în piesa Steaguri pe tunuri, de Anton Semionovici Makarenko. Revenit la București, Marin Moraru intră agent tehnic la căi ferate la Grivița Roșie. La Grivița Roșie se aduceau bilete la teatru, pe care le plăteam la leafă. Eu luam câte 3-4 bilete pe săptămână și vedeam chiar de două ori unele piese. Aveam un sertar plin cu bilete la teatru. Dădeau pe din afară. Așa am prins gustul teatrului. Înainte de asta, nu mă gândisem niciodată că aș putea fi actor. Își amintea Marin Moraru în cartea sa Suntem ce sunt amintirile noastre. Între 1957-1961 s-a înscris inițial pentru a face pregătire pentru Politehnică. Părinții îl știau duminica la cursuri, însă fugea de la Politehnică pentru a urma cursurile de pregătire pentru actorie, de care auzise de la radio. A dat examen și nu a intrat, însă a fost primit ca audient. Putea să asiste la lecții și la celelalte cursuri fără să primească note.
Pentru că era foarte bun la actorie, a primit șansa de a mai da o dată examenul de admitere. Examenul de admitere, 1400 de candidați pentru cele 160 de locuri. Marin Moraru a spus fabula Iepurele Kerkelit de Mihalkov. A trecut examenul și a intrat direct în anul 2. Din comisia de admitere făceau parte doamna Dina Cocea, Ion Finteșteanu, Radu Beligan, Moni Gellerter, Costache Antoniu și alții. Coleg de clasă și frate între ale vieții a fost numai puțin celebrul actor Gheorghe Dinică, cu care a legat o relație extraordinară de prietenie până când moartea lui Gigi i-a despărțit, în noiembrie 2009. Vara, timp de o lună, studenții mergeau în localitatea La Trei Izmene, la 40 de kilometri de București, în apropiere de Giurgiu, la săpat de sfeclă. Această muncă istovitoare dura de la 6 dimineața la 6 seara. Primul succes al lui Marin Moraru a fost cu personajul Launce din piesa Doi tineri din Verona, în anul 2, și era un monolog în care personajul principal, alături de un cățel imaginar, își plângea soarta. Februarie 1961. Marin Moraru, student în ultimul an la actorie, o cunoaște pe viitoarea sa soție, Lucia Popescu Moraru, studentă în anul întâi la conservator, la muzicologie. Se întâlnesc într-o vacanță studențească de iarnă, la Timișul de Sus. După cum amândoi aveau să mărturisească, a fost dragoste la prima vedere și s-au îndrăgostit nebunește unul de celălalt. O poveste de dragoste ce avea să dureze peste 50 de ani. Vara anului 1961. Marin Moraru a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, la clasa doamnei profesoare Dina Cocea. Examenul lucrării de diplomă a fost rolul lui Agamiță Dantanache din piesa O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. 1961-1964. După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, Marin Moraru a fost angajat ca actor la Teatrul de Copii. Primul spectacol în care a jucat, alături de fratele său de scenă, Gheorghe Dinică, a fost Umbra, la Teatrul de Copii, unde interpreta ministrul de Țifanțe, adică ministrul de Finanțe. A urmat Troilus și Cresida, în care a interpretat rolul lui Patrocle. 29 februarie 1964. S-au căsătorit civil după 3 ani de relație. La nuntă au participat Ștefan Bănică, care le-a cântat până dimineață, Gheorghe Dinică, Ștefan Tapalagă, Sanda Manu, iar petrecerea au ținut-o acasă la părinții lui Marin Moraru. A doua zi, la ora 10, actorul, proaspăt căsătorit, a jucat într-un matineu. Chiar doamna Lucia recunoștea că nu e lucru ușor să devii soția unui actor. Când stai lângă un actor, indiferent că este un actor foarte mare, de fapt, lângă orice fel de actor, trebuie să accepți unele provocări pe care ți le dă această calitate de soția unei personalități. Pentru că, mai ales actorii, au și ei trăirile lor. În perioadă de realizare a unui rol sunt mai nervoși sau au momente de angoasă, dar înțelegerea contează foarte mult. Noi nu avem probleme majore în căsnicia noastră. Ne-am căsătorit foarte tineri. Actorul Marin Moraru și soția sa, Lucia, nu au avut copii. 1965. Marin Moraru debutează în cinematografie în comedia Rața sălbatică, adaptare TV după piesa Rața sălbatică de Henrik Ibsen. 1965-1968. Marin Moraru face parte din colectivul Teatrului de Comedie. 1966. Marin Moraru face parte din distribuția producției Un film cu o fată fermecătoare. Rolul principal este interpretat de Margareta Păslaru. În același an, joacă alături de Leopoldina Bălănuță în adaptarea TV a nuvelei lui Thomas Mann, Tristan. 21 aprilie 1966. Actorul Marin Moraru joacă în succesul cinematografic Haiducii,
regizat de Dinu Cocea, după un scenariu scris de Eugen Barbu, Nicolae Mihai și Mihai Opriș. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Ion Besoiu, Marga Barbu, Amza Pelea, Toma Caragiu, Jean Constantin, Fori Eterle și Ion Finteșteanu. Marin Moraru îl interpretează pe haiducul Dascălu. 1967. Marin Moraru face parte din distribuția filmului Maiorul și Moartea, alături de Gheorghe Dinică și Vasilica Tastaman. Regia este semnată de Alexandru Boiangiu. 1968. Marin Moraru îl interpretează pe haiducul Dascălu în Răpirea Fecioarelor, regia Dinu Cocea. Este al doilea film din seria Haiducii. Distribuția este una de neuitat. Jean Constantin în rolul țiganului Parpanghel, Toma Caragiu ca haiducul Răspopitul, Marga Barbu în rolul hangiței Anita, Dragă Olteanu Matei, Gheorghe Constantin ca Pasa Pazavoglu, Colea Răutu în rolul lui Ibrahim, Ernest Maftei dând viață haiducului Mitruna, Elena Caragiu, Aimea Cobescu, Alexandru Giugaru în rolul boierului Manolache Belivaca, Tanții Cocea, Marian Hudac, Emanuel Petruț în rolul capitanului de haiduci Amza, Olga Tudorache în rolul soției lui Vodă Hangerli și mulți, mulți alții. Tot în 1968 apare Răzbunarea haiducilor, în regia aceluiași Dinu Cocea, după un scenariu scris de Eugen Barbu, Mihai Opriș și Dinu Cocea. Este al treilea film din seria Haiducii. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Emanuel Petruț, Marga Barbu, George Constantin, Toma Caragiu, Olga Tudorache, Colea Răutu și Jean Constantin. Între anii 1968-1971, actorul Marin Moraru este angajat al teatrului Lucea Sturza Bulandra. 1969. Alături de Gheorghe Dinică, Marin Moraru joacă în adaptarea TV după piesa lui Alexandru Mirodan, Ziariștii. Marin Moraru îl interpretează pe ziaristul cerchez. În același an, Victor Ebenciuc, Marin Moraru, Carmen Stănescu fac parte din distribuția adaptării TV Cadoul. 1970. Marin Moraru face parte din distribuția adaptării TV Cazul Pinedus, după piesa lui Paolo Levi. Între anii 1971-1974, actorul Marin Moraru este angajat al Teatrului Național din București. În 1971, Marin Moraru joacă în Nebunia lui Pantalone. În același an, Marin Moraru și Gina Patrichi joacă în adaptarea TV după celebra farsă medievală La Farce du Maître Patelin. 1972. Marin Moraru este dublaj de voce pentru personajul Costache Giurgiuveanu din filmul Felix și Otilia, adaptare după romanul Enigma Otiliei de George Călinescu. Regia este semnată de Iulian Mihu, iar scenariul de cineastul Ioan Grigorescu. Rolurile principale sunt interpretate de Radu Boruzescu, Julieta Zoni, Sergiu Nicolaescu, Clodi Bertola și Gheorghe Dinică. 1973. Marin Moraru dă viață comisarului Ghiță Petrescu în filmul Un comisar acuză. Regia filmului este semnată de Sergiu Nicolaescu. Alături de Marin Moraru au mai interpretat Sergiu Nicolaescu în rolul comisarului de poliție Petru Moldovan, Gheorghe Dinică în rolul comisarului legionar Paraipan, Jean Constantin în rolul celebrului hoț de buzunare Limbă, Amza Pelea în rolul muncitorului Pârvu, Ion Besoiu în rolul prefectului de poliție Zăvoianu, Zaboici Ceh, Constantin Băltărețu, Rodica Mandache, Ștefan Mihăilescu Brăila în rolul lui Costache și mulți, mulți alții. 1974. Marin Moraru joacă în drama Un zâmbet pentru mai târziu, în regia lui Alexandru Boiangiu. Din distribuție mai fac parte Olga Tudorache, Ștefan Mihăilescu Brăila, Dumitru Furdui, Mircea Angelescu. 1974-1980.
Marin Moraru este conferențiar universitar la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Octavian Cotescu este cel care îi adresează această invitație. Le spun studenților, dragii mei, dacă un profesor e foarte bun, îl iubiți. Dar dacă nu e foarte bun, trebuie să înțelegeți de la el ce nu trebuie făcut. Dar luați-vă și un alt profesor. Vă place un mare actor? Vedeți de 10 ori în film cu el. Dacă Eminescu era în stare să-și creeze un dicționar de rime, dumneavoastră trebuie să aveți un portofoliu de reacții și mijloace privind varietatea râsului, a plânsului, a tăcerii, a așteptării. 1974. Marin Moraru îl interpretează pe Vasile în drama Actorul și sălbaticii. Din distribuție au mai făcut parte Toma Caragiu, Mircea Albulescu, Margareta Pogonat, Florin Zanfirescu, Mircea Diaconu, Ion Besoiu, Ovidiu Iuliu Moldovan și mulți, mulți alții. 1975. Marin Moraru face parte din distribuția filmului Filip cel Bun, regia filmului fiind semnată de Dan Pița. Din distribuție au mai făcut parte Gheorghe Dinică, Mircea Diaconu, Draga Olteanu Matei, Florina Cercel, George Constantin, George Mihăiță, Ileana Popovici. În același an, joacă în comedia Toamna Bobocilor, în regia lui Mircea Moldovan, alături de Draga Olteanu Matei, Sebastian Papaiani, Octavian Cotescu, Dumitru Furdui, Emil Hosu. Marin Moraru îl interpretează pe Toderaș. Tot în același an, Marin Moraru face parte din distribuția filmului fantastic Elixirul Tinereții, în regia lui Gheorghe Naghi, în rolurile principale Florin Piersic și Stella Popescu. Între anii 1975-1976 are primul spectacol în Israel cu spectacolele Gaițele. Distribuția era una de excepție. Tamara Buciuceanu Botez, Vasilica Tastaman, Florin Piersic, Ștefan Mihăilescu Brăila, Coca Andronescu, Raluca Zanfirescu, Ileana Stana Ionescu, Gheorghe Dinică și, bineînțeles, Marin Moraru. 1976. Marin Moraru îi dă glas lui Bălan în filmul istoric Pintea, în regia lui Mircea Moldovan. În rolurile principale, Florin Piersic în rolul lui Grigore Pintea și Maria Ploaie în rolul Izei. În același an, Marin Moraru îl interpretează pe Corneliu, în memorabilul film Operațiunea Monstrul, alături de Octavian Cotescu, în rolul lui Eugen, și Toma Caragiu în rolul directorului Dumitru. Regia a fost semnată de Emanuele Marcus, după un scenariu de Titus Popovici. Acest rol i-a influențat viața, el descoperindu-și astfel pasiunea pentru pescuit. Colegii de pescuit au fost bunii săi prieteni, Amza Pelea și Mircea Albulescu. 1977. Marin Moraru face parte din distribuția comediei Tufă de Veneția. Distribuția a fost următoarea: Stella Popescu, Mircea Albulescu, Mitică Popescu, Coca Andronescu, Mihai Fotino, Marcel Anghelescu, Horia Căciulescu, Petre Lupu, Victoria Mierlescu, Octavian Cotescu, Vasilica Tastaman, Dem Rădulescu, Amza Pelea, George Mihăiță, Ileana Stana Ionescu, Ana Seleș, Virgil Ogășanu. În același an, Marin Moraru joacă în comedia Iarna Bobocilor, în regia lui Mircea Moldovan. Filmul reprezintă continuarea aventurilor protagoniștilor noștri din Toamna Bobocilor. În rolurile principale, Draga Olteanu Matei în rolul Varvarei și Marin Moraru în rolul soțului Varvarei, Toderaș. 1978. Marin Moraru joacă în filmul Ceanura și picătura de ploaie. Scenariu Manole Marcus și Virgil Mogoș, regia Manole Marcus. Distribuția a fost următoarea: Victor Rebenciuc, Marin Moraru, Iurie Darie, Ion Besoiu, Ștefan Bănică, Aurel Giurumia, Maria Chira, Dem Niculescu, Doina Stănescu, Mihai Dobre. 1979. Marin Moraru interpretează ascultătorul din sketchul TV de Dumitru Solomon, un film profund realist. Tot în același an, Marin Moraru și Rodica Sanda Țuțuianu fac parte din scurtmetrajul Avântul Liftulețului, scenariu semnat de Octavian Sava,
Grigore Pop și Dan Mihăescu. Marin Moraru interpretează rolul directorului. 1980. Începând cu acest an, actorul Marin Moraru face parte din elita actorilor de la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. 1982. Marin Moraru împrumută vocea personajului Filip Halunga din drama Stop cadrul la masă, regia fiind semnată de Ada Pistiner. În același an, el, împreună cu Ștefan Iordache, Gheorghe Dinică, apar în distribuția filmului Concurs, regia fiind semnată de Dan Pița. Drama Concurs spune povestea unui colectiv de funcționari publici care lucrează la aceeași instituție și care se decid să participe la un concurs turistic duminical. 1983. Marin Moraru face parte din distribuția dramei Faleze de nisip, în regia lui Dan Pița. 1984. Marin Moraru joacă în drama Zbor periculos, în regia lui Francesc Munteanu. Din distribuția filmului mai fac parte și Stella Popescu, Gheorghe Dinică, Cristina Deleanu și Gheorghe Cozorici. 1985. Marin Moraru interpretează rolul antrenorului de box Tom în drama regizată de Sergiu Nicolaescu, Ringul. În același an apare filmul de aventuri Masca de Argint, în regia lui Gheorghe Vitanidis. Din distribuție au făcut parte Florin Piersic în rolul lui Mărgelatu, Alexandru Repan, Marga Barbu, Ana Seleș, Jean Constantin, Ion Besoiu, George Alexandru, Marin Moraru și mulți alții. 1986. Marin Moraru joacă în drama Vara sentimentală, în regia lui Francesc Munteanu. 1987. Marin Moraru și Emilia Popescu joacă în comedia romantică În fiecare zi mi-e dor de tine, regia Gheorghe Vitanidis. În același an, Marin Moraru îl interpretează pe Ianache Duduleanu în comedia Cuibul de viespi, în regia lui Horea Popescu, adaptare după piesa Gaițele de Alexandru Chirițescu. Tot în același an, Marin Moraru joacă în comedia Chirița în Iași, în regia lui Mircea Drăgan, adaptare după comedia omonimă de Vasile Alexandri. Din distribuție au mai făcut parte Jean Constantin, Demrădulescu, Cezara Dafinescu, Mihai Fotino, Rogin Constantin, Bianca Ionescu, Ștefan Tapalagă și inegalabila Draga Olteanu Matei în rolul cucoanei Chirița. 1988. Marin Moraru în rolul pacientului și Marian Hudac în cel al doctorului cuceresc publicul prin memorabila scenetă Aspirina și Piramidonul în regia lui Cornel Popa, pe care vă invităm să o vizionați în continuare. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Domnule doctor, mi-e foarte rău. Numele dumită, iar dumneata, ai mai fost astăzi de 3 ori. Da, acum mi-e rău. Nu ai nimic, e o simplă răceală. Iau aspirină și un piramidon și gata. Păi tu mai astea să iau pe amândouă odată? Nu le iei pe rând, întâi aspirina, pe urmă piramidon. Mă, care iau mai întâi? Indiferent, tot aia e. Da, atunci iau întâi aspirina. Foarte bine, ia întâi aspirina. Și după aceea piramidon. Da, după aia piramidon. Dacă iau mai întâi piramidonul, strică? Nu, nu o să strice. Păi, uite astea, nu știu cum să fac. Oricum astea faci, e bine, ia-le și o să streacă. Hai, te rog. Da, la revedere. La revedere. Domnule, pot să vă mai întreb ceva? Întreabă. Domnule, știți, m-am gândit, n-ar fi mai bine să le iau pe amândouă deodată? Ia-le pe amândouă, da. Da, numai să pot. O să poți. Nu creștiți, eu am gâtul foarte mic și mai e și omulețul. Ce-i cu omulețul? Mi-e frică să nu-l înghit. Cum să-l înghit? Foarte bine, cum am înghițit într-o seară un nasture, am crezut că e un hap și hap l-am înghițit. Și nu o să crezi, mi-a făcut bine. Bine. Așa că mă gândesc că dacă tot nu pot să le iau pe amândouă deodată, tot mai bine separat. Da, ia-le separat. Cu puțină apă. Da, cu puțină apă. Fiertă sau de la robinet? Indiferent, tot aia. Știți că dacă doriți, o poți să fierb apa de la robinet? Fierbe-o.
Și cum să iau cu apă fierbinte, păi nu mă opăresc. Nu, corahii întâi să se răcească. Atunci ce rău să răsu mai fierb? Și să mă gândesc că n-ar fi mai bine cu puțin sifon? Iau cu sifon. Da, acidul nu strică? Știți, mă gândesc, sifonul cu piramidonul, cine știe ce dă? Nu dă nimic. Dar cu aspirina dă? Nici cu aspirina. Adevărat, ce să dea? Așa că mă gândesc, n-aș fi mai bine să iau cu puțină zeamă de compot? Ia cu zeamă de compot, cu ce vrei, e târziu, așteaptă lumea afară. Na, la revedere, domnule. La revedere. Na, era să uit ce era mai important. Să o iau înainte de masă sau după masă? Înainte de masă. Cum? Să iau compot înainte de masă? Da. Dacă ziceți dumneavoastră, cu boala nu e bine să te juri. Vă zic înainte de masă? Da. Dar înainte de care masă? Înainte de masă de dimineață? Da. De dimineață nu mănânc nimic. Nu iau decât o cafeluță. Să iau înainte de cafeluță? Da. Pe cum să iau compot înainte de cafeluță? N-ar fi mai bine să iau chiar cu cafeluță? Iau cu cafeluță. Dar cum să iau cu cafeluța înainte de cafeluță? Nu mai pot mereu. Mă doare capul. Știți ce e mai bun pentru durerea de cap? Aspirina cu piramidonul. Pe care o iau. 1990. După Revoluția din decembrie 1989, primul turneu l-a avut la Moscova, cu piesa Harapalb, în care Marin Moraru interpreta trei personaje, Craiul, Împăratul Verde și Împăratul Roșu. 2002. Marin Moraru interpretează rolul fotografului în drama de război Amen, regia Costa Gavras. În același an, actorul Marin Moraru este societar de onoare al Teatrului Național din București. Societar de onoare înseamnă că actorul primea salariu tot timpul vieții din partea teatrului la care era angajat. În 2005, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Andrei Șerban, David Estrig, Gelu Naum, Ligia Naum și Alex Leo Șerban fac parte din distribuția documentarului Orbirea voluntară, Gelu Naum, regia și scenarul Marian Baciu. 2007. Marin Moraru îl interpretează pe Cristofor în serialul TV Inimă de Țigan, regia Alexandru Fotea și Iura Luncașu. 2008. Marin Moraru, Gheorghe Dinică, Stella Popescu, Diana Dumitrescu, Nicoleta Luciu fac parte din distribuția unui nou serial TV, Regina, în regia lui Iura Luncașu, Alex Fotea și Laurențiu Maronese. Marin Moraru interpretează personajul Cristofor. În același an, Marin Moraru a primit titlul de doctor honoris causa al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică cu ocazia aniversării instituției. Tot în 2008, actorul Marin Moraru este decorat de președintele României cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce. 2009. Marin Moraru a primit premiul Gopo pentru întreaga carieră. În același an, un nou serial TV cucerește România. Aniela, regia Iura Luncașu, Marin Moraru îl interpretează pe Costică. 2011. Are loc premiera serialului TV Iubire și Onoare, în regia Iura Luncașu și Camelia Popa. Marin Moraru îl interpretează pe unchiul Mohamed. În același an, 2011, Marin Moraru dă viață doctorului Silviu, bunicu, Crăciun, în serialul TV Pariu cu viața. 2012. Talentatul actor Marin Moraru este răsplătit cu o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului din București. 2013. Marin Moraru își lansează cartea autobiografică Suntem ceea ce sunt amintirile noastre. Carte care a fost primită foarte bine de publicul care l-a îndrăgit și care a fost alături întreaga sa carieră. În paginile acestei cărți se află sufletul meu. Avea să spună îndrăgitul actor care și-a dedicat peste 50 de ani teatrului, pe care pur și simplu îl adora și publicului pe care îl diviniza. Criticul literar Alex Ștefănescu declara cu ocazia lansării acestei cărți:
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Marin Moraru a făcut actorie și nu a scris cărți de la început, fiindcă ne-ar fi făcut o concurență zdrobitoare. Dacă știam că are atâta talent literar, îl includeam în istoria literaturii române contemporane. Marin Moraru este un dictator, în sensul că și-a dictat cartea. Bine ar fi ca toți dictatorii să procedeze așa, să fie dictatori doar pentru că dictează cărți. Este o carte plină de farmec, caleidoscopică. Este și un jurnal filozofic și un jurnal autobiografic. Este și un spectacol de inteligență, de o mare imobilitate intelectuală. Marin Moraru își completează imaginea admirabilă cu aceste texte. De o viață întreagă l-am aplaudat pe Marin Moraru ca actor. Acum îl aplaud și în calitatea lui de scriitor. 2014. Marin Moraru îl interpretează pe doctorul Silviu Crăciun în serialul TV O nouă viață, regia Mihai Brățilă și Alex Fotea. 2015. Marin Moraru este distins cu premiul de excelență al Festivalului Internațional de Film Transilvania pentru întreaga activitate. Este ultimul premiu pe care avea să-l mai primească în timpul vieții. 21 august 2016. Actorul Marin Moraru se stinge din viață la vârsta de 79 de ani, la Spitalul Elias din București, după o grea suferință pe care a adus-o cu demnitate și în discreție. Marinuș Moraru, așa cum îl alintau colegii de scenă și familia, este înmormântat la Cimitirul Belu din București. În continuare, câteva lucruri mai puțin cunoscute despre actorul Marin Moraru. Încă din copilărie, prietenii îi spuneau Marinuș. A învățat să scrie și să citească în timpul celui de-al doilea război mondial. Marin Moraru spunea că și-a dorit să fie aviator sau inginer, înainte de a face teatru. Am fost respins la vizita medicală. Eram cam slăbuț fizic. Nu am avut nicio boală, dar nu prea aveam plămânii dezvoltați și un aviator trebuie să fie solid ca structură. După 5 decenii închinate scenei, Marin Moraru nu a regretat niciodată că nu a urmat cursurile politehnice. După cum spunea, aș fi fost un inginer constructor handicapat la sufletul meu. Intervievat fiind de ziarul Gândul în anul 2010. Cărțile lui Sven Hassel sunt pentru mine ca o Biblie pe care o păstrez în suflet. În adolescență, Marin Moraru se relaxa citind ziare vechi. Îl admira foarte mult pe Radu Beligan, despre care spunea că la vârsta de 95 de ani este uimitor. Marinuș Moraru și Gheorghe Dinică au legat o prietenie specială, fiind mai mult decât frați, după cum spunea chiar Marin Moraru. După soția mea, el era cel mai apropiat. Am petrecut mai mult timp cu el decât acasă. La prânz, înainte de cursurile de actorie, dădeau o fugă acasă la Marinuș să pregătească cartofii prăjiți cu ouă care le țineau de foame până seara la ora 20. 4 ani cât am fost studenți, am mâncat aceeași mâncare. Dimineața ouă, la prânz ouă, seara ouă și am fumat aceleași țigări. Își amintea cu nostalgie titanul scenei românești Gheorghe Dinică. După părerea marelui actor Marin Moraru, personajul cu care a avut cel mai mare succes a fost cel din Nepotul lui Rameau, de Denis Diderot, pe care nu credea că îl poate interpreta. Regizorul David S. Rigg a fost de altă părere și nu s-a înșelat. Marin Moraru și Gheorghe Dinică au reprezentat până la epuizare. După un asemenea efort fizic, psihic și intelectual extraordinar, piesa nu a mai interesat teatrul de comedie. A fost însă inclusă în repertoriul teatrului Bulandra și s-a jucat cu succes timp de 10 ani, deși nimeni nu credea că o piesă în care joacă doi bărbați și vorbesc despre politică poate avea succes. Piesa s-a păstrat doar în format audio. În anul 1973 este interzisă de regimul comunist piesa de teatru în 2 acte, Așteptându-l pe Godot, de Samuel Beckett, care avea premiera a doua zi, piesa în care urma să joace și Marin Moraru. Tot în anul 1973, Marin Moraru merge în Anglia cu piesa Dale Carnavalului și publicul este în delir,
Publicul caută să-l atingă atât pe el cât și pe Toma Caragiu. Marin Moraru interpreta rolul lui Agamiță Dandanache. Televiziunea română a șters nepotul lui Rameu, imprimat la Teatrul Bulandra pentru a imprima conferințe ale Partidului Comunist Român. Și n-a fost singura înregistrare. A urmat Căldură Mare și Cămila Nevăzută, în care juca alături de Toma Caragiu. Înregistrări pierdute pentru totdeauna, pentru că nu exista suficientă peliculă pentru a se înregistra congresele comuniștilor. În anul 1974, după ce au repetat aproape zilnic timp de un an și jumătate, spectacolul Furtuna de William Shakespeare a fost anulat. Marin Moraru trebuia să-l interpreteze pe Caliban. Ar fi fost cel mai mare spectacol, avea să exclame cu ochii în lacrimi sensibilul Marin Moraru în emisiunea Profesioniștii, moderată de Eugenia Vodă. Marin Moraru era ușor cepeleag. Un cepeleag este o persoană care rostește cu greutate și neclar unele consoane. Ciurile sunt sparte și era de părere că, pentru un talent așa cum mi se spune că sunt, orice defect devine o calitate. Părinții l-au văzut jucând, dar niciodată nu l-au lăudat. Marin Moraru a jucat cu piciorul rupt în spectacolul Nepotului Rameu. Lui Marin Moraru îi plăcea foarte mult să gătească și era îndrăgostit de bucătăria tradițională românească. Și din când în când, un vin alb, sec, făcut șpriț, nu lipsea de pe masa maestrului. Marin Moraru era extrem de punctual la întâlniri. Mergea cu cel puțin 5 minute mai devreme. La teatru sosea întotdeauna cu o oră mai devreme. L-a admirat foarte mult pe actorul Florin Vasiliu. Florin Vasiliu, idolul meu, putea să joace orice. Părea de o mare fragilitate fizică. Avea gesturi bruște și colțuroase, dar era un actor cu aură. Când pășea pe scenă, nu puteai să te uiți la alt actor. Capta toată atenția, umplea scena. Țin minte că juca o piesă bulevardieră. Vrei să fie nevasta mea? La grădina 9 mai, pe care eu și Dinică ne duceam foarte des să o vedem numai și numai pentru Florin Vasiliu. Își amintește în cartea sa Suntem ce sunt amintirile noastre, maestrul Marinuș Moraru. Nu îi plăcea apelativul monstru sacru. Spunea cu modestie că nu face parte din categoria personalităților artistice care au uimit o lume întreagă. Păi, dacă eu sunt monstru sacru, Dinică ce e? Dar Ilarion Ciobanu, Amza Pelea, Mircea Albulescu, ce sunt? Credea cu tărie că omul nu poate trăi fără iubire și că familia are rostul ei în viața unui om. Pentru piesa Pigulete plus 5 fete, pe care o juca la Teatrul Mic, a primit un onorariu de 100 de lei, la acea vreme o sumă importantă de bani. Marin Moraru nu avea fobii, însă îi era frică de seringă, de urși și de lei. Îi plăcea foarte mult să călătorească. Avea regretul că nu a ajuns să vadă India. Marin Moraru niciodată nu a lipsit de la o repetiție și chiar a jucat și în ziua în care i-a murit cineva din familie. Moartea bunului său prieten, Gheorghe Dinică, l-a afectat foarte mult. A refuzat să mai joace teatru și a mai apărut în roluri incredibile în celebrele telenovele românești de la Acasă TV și Pro TV. Scena te vindecă de orice. Poți să ai și 39 de grade Celsius în seara respectivă. Când intri în scenă, nu mai ai temperatură. Uiți de durerea, de măsea, de călcâie, de stomac. Uiți că nu ai mâncat. Uiți absolut toate durerile. Mărturisea maestrul într-un interviu pentru ziarul Metropolis. Actorul Marin Moraru iubea foarte mult animalele, în special pisicile. Marin Moraru nu se considera nici frumos, nici talentat. Se considera un om trist. Dacă era întrebat care este cea mai frumoasă frumusețe din viața sa, răspundea fără să ezite: meseria pe care mi-am ales-o și căreia m-am dăruit. Prima ieșire din țară a fost cu spectacolele Umbra, Rinoceri și Troilus și Cresida, în anul 1965, când făcea parte din colectivul Teatrului de Comedie, al cărui director era Radu Beligan. În timpul turneilor în străinătate, mergea cu Salamul de Sibiu în bagaj. Obișnuia să plângă la filme. Filmul său preferat a fost Un veac de singurătate.
Lui Marin Moraru îi displăceau filmările în direct. El nu a cerut niciodată unui regizor să joace un rol anume și întotdeauna gândea că i s-a propus să joace un rol anume pentru că fără mine nu se poate, după cum își amintește maestrul. Spunea despre dânsul că nu era un om ușor de suportat, nici în civilie și nici la teatru. Marin Moraru a făcut o piesă în germana veche alături de regizorul David S. Rigg, pentru care a repetat doar 6 luni. Nu credea în existența conflictului dintre generații și nici nu-i vedea rostul. Marin Moraru spunea că niciodată nu are să-și părăsească țara. Nu îi plăcea să dea autografe. Marin Moraru a făcut armata la infanterie, la Megidia, la Caransebeș și Botoșani. Atunci când juca în piesa Trei gemeni venețieni de Antonio Matiuzzi Colalto, slăbea 2-3 kg la fiecare spectacol, asta pentru că interpreta 3 personaje. Marin Moraru nu-și imagina lumea fără cărți, așa cum nu-și imagina scena fără actori. Îi plăceau în copilărie romanele de aventuri. Suferea când împrumuta cărți și nu le mai primea înapoi. Marin Moraru credea în reîncarnare și avea cărți în biblioteca personală despre acest subiect. Pentru mine, filmul n-a reprezentat niciodată o atracție, ci doar o curiozitate. În urma cutremurului din martie 1977, Marin Moraru a fost chemat la Teatru Bulandra să-l înlocuiască în spectacolul Elisabeta a III-a pe prietenul său Toma Caragiu, care își pierduse viața. În timpul turneului din URSS cu spectacolul Fundația, camioanele cu decorul s-au rătăcit și au fost nevoiți să joace la Riga fără decor. După spectacol au apărut din senin și camioanele cu decorul piesei. Lui Marin Moraru îi plăcea foarte mult să citească, să navigheze pe internet în căutarea noutăților și să se uite la filme. Îi prefera pe Robert De Niro și pe Meryl Streep. Marin Moraru suferea că nu se mai face teatru TV și teatru radiofonic la televiziunea națională. Lui Marin Moraru îi plăcea să citească opera lui Tudor Arghezi. O adora pe Edith Piaf. Toma Caragiu a fost prietenul meu de suflet. Primul film în care a jucat alături de Toma Caragiu a fost Haiducii. Marin Moraru a fumat mult și un timp îndelungat. În continuare reproducem din filozofia de viață a lui Marin Moraru. Mă minunez necontenit de cum pot trăi unii fără să citească. Eu fac cu multă credință ceea ce fac. Eu citesc pentru stările pe care mi le dă lectura. În viața de actor, cel mai mult înveți stând în arlechin, dreapta stânga scenei, locul pe unde se intră pe scenă. Cred că dragostea de lectura unui copil depinde foarte mult, dacă nu chiar în mod decisiv, de primul contact pe care îl are cu cititul. Noi, oamenii maturi, avem suflete de copii și apoi un om care nu mai e copil e un om mort. Privind în urmă, pot spune că nu aș schimba nimic la viața mea. Am avut o viață intensă și fericită. Când sunt pe scenă, nu am timp să văd publicul sau să mă gândesc la el. Dacă munca pe care o faci devine un hobby, atunci ești omul cel mai norocos. Pentru mine, culmea mizeriei este mizeria spirituală. Trebuie pur și simplu să luăm lucrurile ca atare. Nu ai cum să descoperi lumea în totalitatea ei. Dispariția fiecărui om pe care l-am cunoscut sau cu care am lucrat reprezintă o rană care se așează în inima mea. Cred în oameni și iubesc, deși asta nu e neapărat bine, pentru că unii oameni pot să-ți creeze mari dezamăgiri. Am refuzat mereu rolurile vulgare, cele care îmi fac rău psihic sau fizic. Pe vremuri, televiziunea făcea un lucru bun. Imprima spectacolele de teatru pe care astfel toată țara avea posibilitatea să le vadă. În general, actul artistic nu se împacă bine cu banalul. Un cuplu adevărat se acceptă cu bune și rele.
nu m-am gândit niciodată la bătrânețe. În tinerețe, când vedeam câte un om de 40 de ani, mi se părea bătrân. Dacă știi că nu știi, atunci ești un înțelept. Nu mi-e frică de moarte, ci de pragul acela. Dumnezeu ne-a lăsat cu această pierdere, adică uităm. Ca actor, nu trebuie să știi prea multe despre actul artistic. Mai trebuie să și bănuiești. Mulți actori cu care am jucat m-au influențat și mi-au dăruit din averea lor calități pe care le-am preluat. Pentru ca totul să fie bine și cuplul să funcționeze armonios, trebuie să știi să mai închizi și ochii, să fii înțelegător. Această meserie, actoria, ține de două lucruri importante: sănătatea și întâlnirile la momentul potrivit. În unele familii, talentul se moștenește, în altele nu. Numai Dumnezeu știe cum se întâmplă asta, pentru că am văzut cum din oameni deștepți au ieșit și proști. Trebuie să existe o teamă de ceva, altfel ar fi un carnage pe pământ. Actul artistic nu trebuie să-l vorbești, trebuie să-l trăiești. Ce aș fi făcut dacă ar fi fost să fac altceva decât actorie? M-aș fi străduit să fiu cel mai bun, pentru că așa sunt eu. Acum, teatrul televizat aproape că nu există, cel radiofonic nici atât. Și atunci, de unde să mai știe lumea de actori? Avem tendința să uităm că suntem oameni și să ne credem supra-oameni. Vă întrebați poate cum este când ajungi să joci cu idolul tău. În momentul în care joci un rol, lumea din jur dispare. Nu trebuie să studiezi manuale pentru a folosi computerul. Este suficient să-l ai lângă tine și să ți-l faci prieten, utilizându-l cât mai des. Când curăț cartofi, pot să mă gândesc la orice. Îmi dă o anume stare de libertate în gândire. Umilința este starea cel mai greu de suportat, cea mai apăsătoare și grea povară. Mă revoltă îngrozitor de mult nedreptatea și suferința. Noi nu știm cine suntem. Creierul nostru poate să facă orice. Norocul, șansa, cum vreți să-i spuneți, joacă un rol important în viața oricărui om, cu atât mai mult în a unui actor. Talentul nu reprezintă mare lucru fără muncă. Este minunat, dar și dificil să joci pentru copii. Românul se urnește greu, împins de la spate. Nu pot concepe să fiu superficial. Pentru mine e catastrofal. Nu reușesc. Așa sunt structurat. Iertarea nu este adevărată dacă nu uiți. Avem nevoie de iubire la orice vârstă. Eu nu pot să tratez cu superficialitate nimic din ceea ce fac. Nu mi-am pus niciodată problema dacă sunt împlinit sau nu. Nu fac parte dintre actorii care spun că după ce interpretează un personaj reușesc să se debranșeze imediat de la el. După mulți ani trăiți împreună, soțul și soția încep să se asemene. Experiența comunistă este o experiență urâtă a omenirii. Nenumărate sunt și piesele de teatru în care Marin Moraru a interpretat roluri de senzație. Dintre acestea amintim: Pigulete plus 5 fete, Chirița în provincie, Ocolul pământului, O noapte furtunoasă, Saragosa, Umbra, Troilus și Cresida, Capul de rățoi, Dale carnavalului, Nepotul lui Rameau, Leons și Lena, Un fluture pe lampă, Trei frați gemeni din Veneția, Ultima oră, Romulus cel mare, Gaițele, Fundația, O scrisoare pierdută, Așteptându-l pe Godot, Harap alb, Azilul de noapte, Egoistul, Femeia îndărătnică, Piscina de la miezul nopții, Crimă pentru pământ, Școala calomniei, Centrul înaintaș a murit în zori, Cumințenia pământului și multe altele. Magistrală rămâne însă interpretarea piesei Tache, Ianche și Cadâr de Victor Ioan Popa, de la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București, care a avut premiera în octombrie 2001.
Radu Beligan în rolul lui Ianche, Gheorghe Dinică Cadâr și Marin Moraru în rolul lui Tache. Trei titani ai teatrului românesc, care, vreme de 6 stagiuni, au electrizat publicul și au jucat acest spectacol cu sălile pline. Cea mai iubită și apreciată scenetă în care a jucat actorul Marin Moraru rămâne Aspirina și Piramidonul, alături de Marian Hudac, în rolul doctorului. Dacă ar mai fi trăit, ar fi sărbătorit frumoasa vârstă de 83 de ani și cea de-a 14-a aniversare a căsătoriei. Marin Moraru rămâne în memoria colectivă un titan al scenei românești, a cărui amintire aduce un zâmbet pe chipul spectatorilor care l-au iubit și admirat. Vă mulțumim că ne-ați urmărit! Vă rugăm să ne ajutați dând like, subscribe și share filmelor pe care le producem. Dacă aveți posibilitatea, ne puteți susține și printr-o donație, vizitând www.patreon.com/teatru. Orice sumă contează și ne va ajuta să producem mai multe filme și să le publicăm mai des pe canalul nostru. În continuare, vă invităm să ascultați cele mai cunoscute replici ale maestrului Marin Moraru. Văd în camera aceasta vântul șuiră la fereastră. O seară lungă de toamnă. Lasă că le plătesc tot eu. Așa da. Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să-i ascult lecțiile de civism. Costim. De ce să-mi stric brunos pentru o curiozitate de gură cască? Aia 6.000, ăștia 300, cum o fi, nene? Pe să nu fi fost vreo 3.000 și ceva de oameni fel de fel. Și mai așa și mai așa. Nene, uite, te-ai supăra, nu te-ai supăra, eu în politică nu mă amestec pentru că... Pentru că mi-e frică. E frică, 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 bravo! Da, avioane. Da, avioanele. O să bombardeze. O să ne bombardeze. Bomba. Grenadele. Ce să fac cu ele? Păi... Haide, nu-ți fie frică. Dacă știi ce ne-a istorisit generalul despre dușman? Ce a spus? A spus că dușmanii sunt oameni foarte răi când fac prizonesc. Domnule capitan, mă simt tare singur. N-ați putea să-mi trimiteți un camarad? M-aș mulțumi cu o capră. Forma verde. Muzica. L-a atras muzica patefon? Să-l opresc. Lasă să-l atragă mai mult. Bine. Mi-ai spus când ți-a plăcut aseară. Aha, pe legea mea, dacă mi-aduc aminte, să fi luat parte vreodată la un asemenea banchet. Nu. Profesie? Funcționar de votat. Acuzat, nu te mai caracteriza singur. Scuzați. Zeală, o iubeam sincer. Ai declarat aici solemn că nu-ți iubești logotnica. Da. De ce nu i-ai comunicat această concluzie și agripire? Că vezi cum o infracțiune aduce o altă infracțiune. Cu ce? Eu nu pot să duc în cărcă două păcate. Nu știai că ipocriziile de orice fel, oriunde s-ar săvârși ele, la locul de muncă sau la domiciliu, sunt strict interzise? Nu! Singur cavaler. Dar de unde a apărut țigâncile astea? Te-a părăsit. Să fii lăsat să vorbim de ce mă doare. Am venit să vă spun că mi s-a făcut însurătoare. Nu știu. Avem și nu mai flutura așa. Ce frumoasă e dorimena, ce aer, ce talie. Cred că nu există om care văzându-o să nu-l treacă fiori, e? Aveți dreptate! Da, domnule! Sunteți un prost și nerușinat dacă îndrăzniți să discutați contra domnului Pancrasiu, care știe să scrie și să citească! Dracu să-l ia de scorpii! Și asta mă... Pinta căsătoriei... Înainte de a merge mai departe, aș vrea să mi se tălmăcească un vis pe care l-am avut azi noapte. De care abia acum mi-am adus aminte. Știi? În sfârșit, m-am lepuit de curătoare. M-a costat ceva paralga. Bine că să te împrăt așa. De când să pătești scrie, știe ce? Îi stai rotunjat.
Nu e așa? Că și tu ești foarte mulțumită de căsătoria asta dulcea mea, Durdulie. Foarte. Nu mă simt făcut pentru însurătoare. Cum am adus aminte? Știi, și din atac, visele sunt ca niște oglinzi în care descoperi câteodată ceea ce trebuie să ți se întâmple. Nu sunt decât un mare dobitoc. Zău, domnule doctor, mai ascultați un pic și pe alții. Felul ăsta de a vorbi. Trebuie să ne îndoim de orice lucru. Nu trebuie să spui că te-am bătut. Și că ți se pare că te-am bătut. Ce mai face soția ta? Iartă-mă, m-am zăpăcit, am uitat că e omorât-o. Nu e nimic, că n-a stat muncă sinică pe viață. Dacă nu avem alte ieșiri, să-l grațiem. Ești grațiat. 6 ministere. Domnule ministru al justiției, care întruniți în persoana dumneavoastră alte 6 ministere, domnule președinte, care întruniți în persoana dumneavoastră încă 6 ministere. Piară până și numele. În loc să fii ghilotinat, a hotărât să fii împușcat de Asociația Vânătorilor. Ce să fac? Știți ce, domnule ministru de justiție? Da? Preia dumneata chestia și rezolvă cum vești mai bine. Să zicem al jucării. Da. Te-am numit ministru jucăriilor. Mulțumea voastră, vă respectă cel mai mult. Toate paharele cu venin trebuie să le beau eu. Asta e de ea, cum se îmbracă. Are să fie gata numai decât. Numai decât. Da. Femeile nu se îmbracă niciodată numai decât. Dar ce? E așa, cum să zic, un fel de jurnalist burător. Îl zice că e publicist. Scrie așa, când ești, când colo. N-am mai fost în stare să fac un pas. M-au trecut toate nedușelile. Pe urmă, parcă mi-a fi strecurat cineva un stroi de gheață sub cămașe. Așa m-a apucat un tremur. Sunt clanțuneau dinții în gură, nu alta. Cea mai apropiată, eu sunt ruda lui cea mai apropiată. Tu vorbești? Și tu mie trebuie să-mi... A dovedit că e ruda cea mai apropiată. Te-a pus 3 jurăminte false. 7 certificate false. Am făcut și o moștenire. Cade 2 zile la predeal. Nu, e o înțelegere între noi, adică e o neînțelegere. Înțelegere între noi, adică e o neînțelegere. Minte, nu-i la predeal, minte. Vedem. Tânăr, ești dumneata. Și cred că dumneata n-ai fost niciodată la muzeu. Tinerii din ziua de azi nu prea au timp de muzee. Dacă vrei să... Are agronom. Ăștia care vin și pleacă, vin și pleacă. Uite așa. Auzi? Cine pentru tactica mea să ridice mâna în sus? Și cum? Că eu sunt pentru pace! Eu sunt pentru pace! Te duci și aduci 5 kg de pălincă din cota mea. Că e zi mare, mă! Și mă împăt, mă! Spune tu, Pompei! Că întotdeauna ești în opoziție, ca maghiarul atras! Câinele ca om se uită la mine cu ochii chii. Parcă ar vrea să vorbească. Secretul victoriei e să fii nițel supărat. Nu mult, așa, puțin. Cât să zici, ei, lasă. Vezi. Și indivizii. Dumneavoastră, ce doriți? Să fim decapitați. Da, să fim decapitați. Știți, să nu mai pierde vremea cu forme. Pune în capul pe tocător, dumneavoastră îi scoate hangerul, hârșa și gata să vă dată. Adio. Birou, unde mi-am pierdut 14 ani din viață. Zbor spre altă viață. Hor! Stai! Aici era soarele strălucitor. Căutat atâta timp vorbește pentru neric. Mă, el duc la canțeler. Așa-i vine chef să ne muncească pe noi ca pe niște rob, ca să-și placă din-a lui mâna bună la director. Că-i cunosc. Când ai de dat, nu te iartă deloc. Îți pun un gheangăt, dar când ai să iei mai încet. Mă intimidez? Ce, nu vă ajunge? Nu vă sunt rași de 10%? Când vreți? Când poftăți, domnule? 70? 90? 100%? Domnule! Bă, ce vreme! Nu era de ajuns ploaia asta măruntă care ține de 3 zile. Mai trebuia și vânt. Ia uite-o. Frumos! Sublim! Rușine! De 3 ori rușine! Stai să-ți explic. Leafa mea e 100 de lei pe lună. Într-un an eu primesc 1200 de lei. În 10 ani, 12.000. Cât e omul să-i las așa? Le fac un tărăboi să mă țină minte. Hai, lasă-le. Dar nu mai merge. Toate au un început și un sfârșit. Și sfârșitul dumnealor acum a venit. Că de început a început de mult. Dar ce este? Nu sunt nici prost. Este? Este. Cum spui, Mateluță?
Păi nu eu o spun, adevărul o spune. Așa e. Pohondriile dumitale. Prin urmare, care vă zică, dacă nici dumneavoastră poliția nu ne protejează contra bandiților, atunci mă rog, ce mai rămâne? Ia, reclama unei doctorii care oprește căderea părului și vindecă de mătreață. Asta nu ți-a ajutat. Domnule ministru, așa. Sănătatea mea delicată nu-mi permite să mai suport asprimile de tot felul ale serviciului. Cum? Un funcționar. Sunt cinstit și nu sunt nici prost. Este? Este. Ce, mă? Ce s-a întâmplat? Toți zeii! Toți au murit! Toți mor! Numai norocul trăiește, mitică, și va trăi alături cu vremea nemuritoare ca și el! Mai las-o aici. Vă salut, domnule Georgescule!